Am aflat între timp și Nobelul pentru literatură și ne-am liniștit. Kazuo Ishiguro, un scriitor tradus de Biblioteca Polirom, colecția editurii Polirom de aici din Iași, foarte multe volume, pe când eram orfani, uriașul îngropat, un artist al lumii trecătoare, rămășițele zilei, să nu mă părăsești, nocturne, cinci povestiri despre muzică și amurg, amintirea palidă a munților și sunt sigur că foarte mulți cititori, nu doar din Iași, de pe întregul mapamond, sunt bucuroși pentru scriitorul britanic de origine japoneză. Chiar și cei doi invitați pe care îi veți vedea în această seară sunt cu siguranță bucuroși, deși și ei au fost pe lista scurtă a ediției din acest an, Nobel pentru Literatură. Să știți că sunt savuroase comentariile, nu doar pe Facebook, ci și aici, la Filit, despre acest premiu. Eu sunt și mai liniștit pentru că știu că într-o zi cu soare bun și cald de toamnă, îl vom cunoaște pe Ishiguro, aici la felit la Iași, cu siguranță. Doamnelor și domnilor, Olga Tocarciuc, prozatoare și eseistă remarcabilă a ceea ce am putea numi generația 80 poloneză, s-a născut în 1962 la Sulehov, în Polonia. Este admiratoarea lui Jung, bună cunoscătoare a științelor oculte și iubitoare de filozofie. A urmat de altfel studii de psihologie la Universitatea din Varșovia. Din 1997 s-a dedicat scrisului și este în prezent unul dintre cei mai apreciați scriitori polonezi contemporani. A debutat în 1993 cu un scurt roman plasat în secolul al XVII-lea francez, Călătoria oamenilor cărții, tradusă la Polirom în 2001, o carte a cărților în care reface periodic sensurile lumii. Este multipremiată național și internațional datorită scriiturii sale aparte. Olga Tocarciuc e una dintre scriitoarele decisive ale Europei Centrale, tradusă și adorată în toate limbile Pământului. O creatoare, ca puțin alți scriitori, de forme romanești, dar care scrie și proză scurtă, ca nimeni altcineva, de universuri ficționale irepetabile. Se vorbește de altfel despre Olga Tocarciuc în Franța, Germania, Spania, ca despre o șeherazadă polonă a zilelor noastre. O povestașă stranie care vede lumea într-un fel cu totul particular. Micile povești de viață și de moarte, marile personaje aruncate cel mai adesea într-o realitate care n-are nimic de-a face cu aceea pe care o percepem prin simțuri sau o descriem ca fiind guvernate de legi clare, toate acestea au în cărțile Olga cu o viață autonomă și un sens care e doar, doar cel al povestirii, acel sens fulgurant care se leagă din mișcarea animată a scrisului și cea reanimată a cititului. V-am citat dintr-un articol fabulos publicat de criticul literar Simona Sora anul acesta, în mai 2017. Nouă românilor, Olga Tocarciu este cunoscută prin călătoria oamenilor cărții, străveacul și alte vremi și rătăcitorii. Traduse la Polirom, editura Art și Casa Cărții de Știință în 2017, e vorba de casă de zi, casă de noapte. Cei doi invitații a acestei seri se știu de mult, sunt chiar și prieteni. În 2002, într-o prefață fabuloasă a străveacului, Mircea Cărtărescu scria pe lângă calitatea ei de scriitoare, Olga este fundamental și probabil pentru totdeauna o fată. Dacă vrei să o cunoști pe Olga, trebuie să o asculți vorbind în poloneză. Ironie bonomă, creativitate. Peste tot era aceeași, atentă, însuflețită, gata să discute mereu cu un zâmbet familiar nouă esticilor și atât de diferit de deprinderea socială a zâmbetului occidental. Despre Mircea Cărtărescu în doar câteva cuvinte, pentru că Mircea Cărtărescu e cel mai iubit scriitor, nu numai aici la Iași, și oricum toată lumea se pricepe în România la Mircea Cărtărescu, mai ales în preajma Nobelului. S-a născut în 1956 în București, este profesor doctor la Facultatea de Literă din București, poet, prozator, critic literar și publicist. A predat la Universitatea din Amsterdam, la Universitatea din Viena și la Freie Universitate din Berlin în 2010. Este autor peste 25 de volume personale și e în prezent în numeroase volume colective și antologii. Cărțile sale au fost aduse în peste 20 de limbi. Multiplu premiat, național și internațional, o să închei scurta descriere lui Mircea Cărtărescu, făcută de chiar, cu un fragment făcut de chiar Olga Tocarciuc într-un interviu acordat revistei din Republica Moldova numită Contrafort. Îl apreciez foarte mult pe Mircea Cărtărescu, mă simt afină în scris cu el. Ne-am împrietenit la Berlin, unde am fost cu o bursă, întâlnirea pe care Mircea Cărtărescu o evoca în prefața de la Străveacul, e un scritor foarte valoros și cred că va lua în viitor premiul Nobel. Îl merită cu prisosință. Vreau să spun de asemenea că sunt foarte recunoscătoare editurii Polirom și directorului său Silviu Lupescu pentru cele două cărți pe care mi l a publicat în limba română. Era vorba de călătoria oamenilor cărții și acum Străveacul și alte vremi. E o excelentă ocazie pentru mine de a mă adresa direct publicului român și sper să nu fie ultima. Mă interesează foarte mult impactul literaturii mele în țările vecine, de care noi, polonezii, ne simțim legați prin aceeași istorie și străveche aspirație europeană. N-a fost ultimul prilej. În această seară, Olga Tocarciuc alături de Mircea Cărtărescu e în fața dumneavoastră. Vă mai spun că traducerea și interpretariatul e realizat în această seară, ca de altfel în toate seriile, de Centrul de Traduceri Excelenția. Iar gazda acestei seri va fi scriitorul, jurnalistul, editorul și omul de televiziune Robert Șerban. O seară bună! Vă dorim Olga Tocarciuc și Mircea Cărtărescu! Seara, cât sunteți de mulți, Dumnezeule. Vă transmit uh, salutul Timișoarei uh, și mă bucur că sunt la ea, unde am o mulțime de prieteni, mă bucur că sunt alături de doi mari scriitori, mă bucur că s-a intrat în sală, uh, deși la un moment dat uh, toate locurile erau ocupate, însă cred că norocul a rus multora care nu aveau invitație și cred că e o mare bucurie pentru noi toți să fim alături de, de doi mari scriitori care iată, reprezintă literatura cu asupra de măsură, literatura de foarte bună calitate și mai ales un mod de a fi în literatură. Sunt prieteni, un dialog a lor din anul 2000, care se întâmpla la Berlin, îi punea față în față. Mircea era supărat pe oamenii care suntem în România, spunea că suntem un popor lipsit de noroc, iar Olga concluziona, iată, o comunitate, niște oameni care se poziționează destul de agresiv vis-a-vis -vis de, de ei. Nu știu dacă lucrurile s-au schimbat uh, astăzi, uh, dar înainte de a intra în zona asta, aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre voi, dragi prieteni, Olga, pe tine prima, ce îți spune laureatul Premiului Nobel de astăzi? E imposibil să nu discutăm despre uh, evenimentul zilei, nu așa? Toți care suntem aici iubim literatura. Toți care suntem aici am așteptat la ora două cu ochii pe e, televizoare, pe radiouri, pe Facebook să vedem cine e laureat. Iată un e, britanic de origine japoneză. Dobry wieczor, Byłam dzisiaj na zakupach w Oszonie tutaj w Jasach. I zadzwonili do mnie około godziny 15.00 ze Szwecji, pytając mnie, co myślę o, o, o laureacie Nagrody Nobla. I właściwie tak się dzisiaj dowiedziałam o tym. Byłam kompletnie zaskoczona, ponieważ wydaje mi się, że nikt nie oczekiwał, że jeśli Góra będzie z tym laureatem, ale Komisja Noblowska zawsze zaskakuje i... To jest pisarz, którego czytałam i którego lubię. Podoba mi się jego skupienie i jego y, jakiś taki rodzaj smutku. Jego rozpoznania są bardzo głębokie i jednocześnie y, sprawiają, że widzi się świat głębiej, że y, y, pozbywamy się takiego poczucia, że wszystko jest okej. Buna siara tuturor. Astăzi eram la cumpărături în magazinul Oșan când am fost sunată și mi s-a transmis despre persoana care a câștigat premiul Nobel pentru literatură. Am fost puțin emoționată, surprinsă de decizia comisiei. Știu despre acest scriitor că este unul cu o anumită profunzime literară, pasionat de ceea ce se întâmplă în întreaga lume. Îl iubesc și citesc cărțile cu interes. Mircea, e valabilă întrebarea și pentru tine. Te rog să iei microfonul. Vă spun și eu bună seara. În primul rând, mă simt minunat alături de dumneavoastră, ca și alături de invitata noastră de onoare, Olga Tocarciuc, alături de vechiul meu prieten, Robi Șerban, ce să vă spun, e pentru mine o mare onoare, și mulțumesc organizatorilor că m-au invitat aici, în primul rând. M-am cam dezobișnuit în ultima vreme să comentez deciziile Comitetului Nobel. Nici nu mai găsesc un punct de interes în aceste decizii. Ele sunt întotdeauna stranii întotdeauna stranii, ai un sentiment de straniu ca în Kafka. Este, fiecare decizie este ciudată pentru că nu poți găsi un, cum să spun, nu poți găsi un, o structură, un fundament al fiecăreia dintre decizii. Dacă Comitetul Nobel ar da cu banul ca să aleagă un candidat în fiecare an, distribuția candidaților ar și câștigătorilor ar fi cam aceiași, aș, aș spune eu. Asta nu, nu este niciun fel de reproș pentru Comitetul Nobel. El își face datoria și își o face uh, cât se poate de bine, dar este un fel de elogiu adus literaturii. Sunt atâția mari scriitori, atâția mari scriitori în fiecare an. Uh, trăim într-o epocă în care există încă scritori uriași, din care Nimeni pe lume n-ar putea să aleagă folosind niște criterii. E, și eu, dacă aș fi în situația celor care deliberează în fiecare an, și eu aș alege, poate că aș alege la întâmplare din 30 de autori pe care i-aș selecta, sau din 50 de autori. E, pentru că nu, nu există niciun fel de comparație pe care o poți face între scriitori. Fiecare scriitor este reprezentantul propriei sale lumi, este regele propriului său regat. Uh, nu poți face uh, compa o comparație între, știu eu, uh, Thomas Pynchon, să spunem, și uh, Claudio Magris. Nu există nicio legătură, nici niciun punct de legătură între acești doi autori. La fel de mari, pe care dintre ei să-i alegi în fiecare an? Este uh, o întrebare cu care eu, mă rog, uh, pe care eu nu, nu, uh, nu uh, mi-o pot. Nu mi-o pot pune pentru că nu pot răspunde la ea. Aș fi pierdut în locul Comitetului Nobel. Slavă Domnului că nu sunt în această poziție. Ishiguro este un autor serios, este un autor care are un foarte bun nume între scriitori. După părerea mea, este o alegere foarte bună anul acesta a Comitetului Nobel și o alegere care dă speranță, pentru că Ishiguro este un scriitor real în măsura în care uh, premiul Nobel Nobel pentru literatură se acordă pentru literatură cu adevărat, deși nu sunt uh, după părerea mea nu, nu trebuie uh, respinsă nici uh, direcția idealistă despre care vorbea Nobel însuși, uh, alegerea lui Ishiguro este foarte pozitivă. Mogesłowo Ja myślę, że nie powinniśmy traktować nagrody Nobla jako nagradzania czy wyścigów pisarzy. No. Aż Dorisemają Dawu un anumit aspect aspekt, że acest premiu Nobel, nu trebuie considerat neaparat doar ca o distincie pentru activitatea de scriitor. Ale raczej na zwrócenie uwagi na te nazwiska, które może nie są tak popularne, czy nie wchodzą tak łatwo na rynek książki, ale są ważne i mają coś do powiedzenia. Poate ş-au dorit să ne atrage atenția supra faptului că mai sunt și al scriitori care uh, intră într-o competiție care au ceva de spus într-un alt mod decât cel anterior. W tym sensie zgadzam się z tobą, że to nie są, nie, nie są zawody jakieś, kto będzie pierwszy na mecie, ale kto robi coś ciekawego i trochę jakoś, w jakiejś sensie ta nagroda dewersyfikuje ten, ten rynek czytelniczy. Pani Laura Mato, to jest ekwokompetycja. Um, Trzeba przywitać, uh, w kim funkcję decyduje, ce coś proponuje skrytórul zadu kanau. Pejzaż. Dzisiaj zadekskisz uh, fili tul. Coincidența a fost ca tot ieri să fie ziua mea de naștere. N-am fost aici, am fost acasă, dar cred că e pentru mine e o mare bucurie și o mare șansă să pot bea un pahar de vin cu cei doi invitați. Așa că. Da, da, am și tirbușon, am venit pregătit. Uh, cum, l am la mine. Uh, da, adică să vorbești despre literatură și să bei apă chioară, credeți-vă, e destul de straniu așa și... Uh, nu, Olga? E un, e, e, e un vin moldovenesc de codnari sec. Alb, sec, exact ce ne trebuie. Până atunci, ca să pot să desfac sticla, uh, uite, o să începem cu o intrigă. Uh, spuneai... Spuneai într-un interviu, uneori am impresia că oamenii fac în jurul poeziei larmă inutil. Cum adică? Cum adică? Poezia chiar nu mai are niciun fel de sens astăzi? Chiar romanul e regele literaturii? Îți menții... Mircea, mă ajuți! Wiesz, nie pamiętam, jak, kiedy to powiedziałam. Na pewno był jakiś kontekst. Być, być może było to, był to festiwal poezji, na którym dużo się działo, a ja byłam jedną e, pisarką powieści, więc to by było uzasadnione. No, nie pamiętam, nam z pioseneczki luku. Probabil eram singura de prosa, un cerc de poezji. Szczerze, nie pamiętam. To co znaczy dla ciebie poezja, prin a scrie poezie, apoi te-ai dezis. A spus, ai spus că a fost un început ca oricare altul și că nu mai contează tipul ăsta de a face literatură. ce am pisați poezie, iar că o jucăște mugiut ca ghefcină, că nu mi-am ceasul în proză. Am început să scriu poezie când eram tânără, pentru că atunci nu aveam timp să scriu proză. Studiowałam, miałam dużo zajęć, przeżywałam różne miłości i rozstania, więc poezja była najlepszym formalnie krótką rzeczą, w której można się wypowiedzieć. Była perioada, kiedy, a wam kursury, więc ja, ja no, a wam prozę. I od w tym dla momentu respektywko, ja bym Ale poezję rozumiem jako poszukiwanie takich niezwykłych językowych i pojęciowych punktów widzenia. Însă poezia este o formă inedită de a transmite niște strări, niște sentimente uh, care apar și uh, au anumite, uh, dau posibilitatea să transmită niște impulsuri, reflexii. Am I to să staram się robić w prozie, tylko to zajmuje więcej miejsca. Același lucru încerc să transmit și prin poză, numai că ea mi ocupă mai mult timp și îmi dedic mai mult timp ei. Mircea, tu chiar nu mai scrii deloc poezie, așa cum o spui? Ba da, tot timpul. N-am scris niciodată altceva. Eu mă consider în continuare un poet. Cred că asta sunt cu adevărat și fundamental. Chiar dacă poemele mele sunt scrise sub forma unor povestiri, unor romane și așa mai departe. Chiar, chiar sub forma unor eseuri sau unor articole. Pentru că eu cred că tot scrisul intens este poezie. Se poate scrie în multe feluri, dar eu apreciez la un autor numai scrisul foarte intens. Nu vreau să fiu acum pedant, totuși aș vrea să vă aduc aminte de un fragment din jurnalul lui Dostoievski, unde el își explica metoda și spunea: Eu nu pornesc de la scene sau de la personaje pornesc de la sentimente. Spunea, primul lucru pe care eu îl am în minte când încep o carte, este un sentiment puternic. În jurul acestui sentiment încep să construiesc pereții romanului meu. Dacă acești pereți nu sunt lipiți, ca cum sunt lipite căr cărămizile cu mortar, de acest sentiment intens totul se va dărâma. Acest sentiment spune el, este poezia. Deci, un roman dostoevskian este în primul rând un poem, așa cum și a și intitulat unul dintre romane uh, uh, nopțe albe, la subintitulat poem Pet petersburghez. Uh, fiecare roman al său poate fi perceput ca, ca un amplu poem pentru că e o chestiune de viziune și nu de narațiune. Întotdeauna unde există într-o carte viziune mai presus de narațiune, acea carte este bună, după părerea mea. Acea carte este roman, eseu, poem și așa mai departe, adevărate. Eu cred în acest lucru, cred foarte tare, nu numai în poezia din literatură. Poezia din literatură e o fântână în mare. Eu cred în poezia universală, cred că trăim într-un poem. Cred că tot ceea ce este în jurul nostru este poezie pentru că depinde de noi să avem o privire de poet și să scoatem poezie, să stoarcem poezie din tot ce este în jur. Eu cel puțin asta prețuiesc cel mai mult în lume. Natomiast mamy no po prostu bardziej zbolały kręgosłupy od pisania poezji w tej formie powieściowej. Pe de altă parte, în glumă, ne dă cam doar spatele stând într-un loc și meditând cum să dăm o formă poeziei. Mai bine scriem proză. Să nu vorbim de lucruri sfinte. Problema durerilor de spate cred că trebuie să o interzicem de data asta, în seara aceasta. Da, fără îndoială sunt de acord cu, cu Olga trebuie să ai și oase tari ca să fii prozator. Asta s-a spus de 100 de ori, o spun și eu acum. Și uh, vreau să spun că scriind câțiva ani, cum a scris uh, Olga la uh, rătăcitorii, trei ani sau chiar patru ani din câte am auzit, uh, scriind și eu o mulțime de ani la unele cărți ale mele, am simțit această binecuvântată durere de oase. Pentru că, uh, până la urmă, Orice lucru pe care îl faci se face cu, cu durere, cu suferință. Nu cred că poate ieși ceva din altceva decât din, din suferință. Chiar și din bucurie, care este tot un fel de suferință. Prin anii 75, Soler spunea că literatura va avea mari probleme dacă nu se va recalibra, dacă va privi în continuare spre însăși, dacă nu se va adapta noilor media, apăruse televiziunea, apăruse retransmisiunile prin sateliți, spui recent același lucru. Gândim fragmentar, suntem tot timpul ahtiați după tablete, suntem pe Facebook, deschidem ferestre, închidem ferestre, călătorim și chiar spuneai, dragă Olga, că nu vezi un viitor strălucit literaturii dacă nu va reuși să intră în competiție și să-și găsească un limbaj care să fie competitor cu ceea ce se întâmplă astăzi în lume și cu ceea ce se va întâmpla cu tipul ăsta de fragmentarism, de fragmentaritate. Chiar romanul tău, Rătăcitorii, fiind astfel construit ca un roman scris pe fragmente, un roman al unei călătoare care sare dintr-un avion în altul, dintr-un tren în altul, dintr-un spațiu în altul. Simți că se întâmplă cu adevărat, în lumea literară poloneză, cel puțin e o, e o schimbare de paradigmă. Sau fiecare e pe cont propriu și se adaptează sau nu se adaptează la ceea ce se întâmplă. Mm -hmm. Wiesz, ja mówiłam to o tym, że musimy pisać, dostosowywać się, widzieć rzeczywistość fragmentaryzowaną, po czym napisałam 900-stronicową książkę tradycyjną. Także nie zawsze trzeba wierzyć temu, co, co pisarze mówią. Eu am început să scriu și în, utilizând metoda clasică tradițională, am scris vreo 900 de pagini, dar până la urmă m-am decis că este bine să încerc și ceva nou. Așa că am trecut la acel fragmentarism de care spuneai. În każdym razie, ja myślę, że to zależy. Znaczy do, powiem tak, że powieść ma dopiero ile, 200-300 lat. To jest jakby nowy gatunek w dziejach człowieka. Dupa, Romanu romanul jest o specie literary relativowo, ma już od 200 de ani. Jeszcze właściwie ten gatunek nie, ma, nie miał przestrzeni, żeby się tak rozwijać, zmieniać. Więc nowa w otoczenie adekwatne, kasa się jest moment. Ale przede wszystkim problemem jest nie jakby forma literatury, tylko czytelnik po drugiej stronie. Jak on postrzega czas, jak on postrzega narrację. Jak jest jaką jak ma uwagę ile czasu jest w stanie poświęcić temu co czyta. Pe de alta parte, uh, jest parte nu este doar importantă forma romanului pe care o dăm. Ne interesează czy reacția publicului, cititorul cât timp dedică, cât timp are se dedice pentru lecturarea unei asemenea cărți. Dla mnie zawsze najważniejszą rzeczą jest komunikacja z czytelnikiem. Ja nigdy nie pisałam dla siebie, zawsze piszę dla tego kogoś kto stoi po drugiej stronie. Cred că mai important este dialogul care trebuie să se stabilească între carte și cititor. De aceea eu nu scriu pentru mine, scriu pentru cititor. Mă interesează ce dincolo. I zawsze kiedy wyobrażam sobie kogoś kto ma 18 lat i właśnie czyta na lotnisku w jakimś egzotycznym mieście, to staram sobie wyobrazić, że to jest właśnie mój czytelnik. De exemplu, când sunt în aeroport și văd un tânăr de 18 ani citind, încerc să mă pun în pielea lui și să mă gândesc ce aș putea să scriu ca să fie pe plac acelui tânăr. To jest ktoś, kto będzie czytał, czekając na samolot, potem poczyta znowu w czasie podróży, a potem na następnym lotnisku zostawi tę książkę gdzieś na boku dla innych czytelników. Pentru că acea persoană care are 18 ani și citește o carte doar în timp ce schimbă un avion, cu siguranță va trece cu ușurință dacă îi va face cartea la o altă, la o, o altă carte. Dlatego staram się, kiedy mm, zaczynam pisać książkę, głównym, głównym problemem, który się pojawia i który muszę rozwiązać, jest forma. Kto to mówi i jak ja opowiem, te, te, jak on opowie całą tę historię? Czy to dał nam problem, jak um sel determinę, a chyba ci tenersze się tuarkała ta cała karta, kiedyś, fost lektura de kiedyś, godziny. Temat postaci są sprawą drugorzędną. De asemenea mnie interesuje, jak ma nume się o temę, jak ma nume się dał Od pierwszej książki nieustannie szukam formy. Și, în ultima instanță, mă gândesc să dau forma acelei cărți. Da, da, ar fi ca tu să și bem. Da, da. Haideți să ne umezim buzele pentru literatură. La mulți ani tuturor! La mulți ani mici. Mai bem pentru un motiv, să știți. Astăzi Mircea Cărtărescu a primit micuța lui carte de 800 de pagini solenoid în limba spaniolă. N-a primit și ediția în catalană, dar a apărut și aceea. Iată, un om care se gândește la cititorul din avion, dintre avioane, îi dă puțin să citească 800 de pagini. Depinde cât e zborul. Dacă îmi dai voie, Robert, am să răspund și eu la întrebarea precedentă că e foarte interesantă și ne dă mult de gândit. Uh, și apoi, iarăși, dacă îmi dai voie și dacă va vrea și Olga, am să fac o mică ruptură în acest scenariu, ca să nu uh, devină puțin monoton Ești fiecare invitat, răspunde mă. la întrebări și așa mai departe și să fac o mică evocare la care țin foarte mult. Dar înainte, uh, trăim o revoluție. Asta este absolut limpede, o revoluție la fel de importantă ca revoluția agrară de acum 10.000 de ani, ca Revoluția Industrială de acum 300 de ani și așa mai departe. Numai că noi suntem atât de aproape de miezul lucrurilor încât nu simțim acest lucru foarte bine. Totuși, nimeni dintre noi nu poate nega că în ultimii 50 de ani, și aș spune eu din ce în ce mai accelerat în ultimii 20 și în ultimii 10 ani, lucrurile se schimbă foarte rapid datorită progreselor tehnologice, în primul rând. Dar acestea atrag după ele și, într-un fel, determină și apoi sunt, la rândul lor, determinate de toate domeniile vieții, după părerea mea. Se schimbă psihologiile, se schimbă ideile despre educație, se schimbă ideea despre om, se schimbă ideea despre cultură, se schimbă ideea despre literatură și așa mai departe. Trăim într-o agitație extraordinară, nu mai vorbesc de agitația politică din ultima vreme, de, pe, de la 9-11 până astăzi, s-au petrecut tot felul de lucruri absolut uh, uimitoare și catastrofale. Uh, este o bravă lume nouă uh, la care ne adaptăm sau murim. De fapt, ăsta este adevărul. Uh, nu ai cum să nu uh, ții seama de această formidabilă schimbare pe care au adus ecranele, pe care a adus tehnologia în viața noastră a tuturor. Nu mai trăim în galaxia Gutenberg. Acest lucru este fundamental. Trebuie să-l cunoaștem, să știm acest lucru foarte bine ca să putem face pasul următor. Dacă ne facem în continuare iluzia că lumea nu s-a schimbat, că totul este ca înainte, putem să o pățim ca în ca în poemul lui Bob Dylan, the, the Times They Are Changing, unde el spune, trebuie să înnoți uh, când vine potopul, pentru că altfel te scufunzi ca o piatră. You better get swimming for you'll uh, sink like a stone for the times they are changing. Timpurile se schimbă, literatura se schimbă. Uh, întrebarea este ce fac scriitorii? Ce fac oamenii care nu pot să facă altceva decât să scrie? Eu îi consider scriitori pe cei care, chiar dacă, chiar dacă ar rămâne ultimii oameni pe lume, ar scrie în continuare. Ce pot să facă ei? Și eu cred că ei pot să facă ceea ce face fiecare ființă din această lume în condiții de mediu schimbătoare. Și anume, poate avea mai multe strategii, dar două esențiale. Prima este camuflajul și a doua este avertizarea. Știți că insectele, păsările, toate celelalte ființe au aceste două strategii. Ori se ascund în peisaj în așa fel încât să supraviețuiască, ori din potrivă, dacă au arme puternice de supraviețuire, le exhibă violent, le exhibă strident. Deci există culori de camuflaj și culori de avertizare. Eu aș spune că și scriitorii folosesc aceste două uh, metode de supraviețuire. Unii dintre ei se camuflează în noile tehnologii. Am văzut romane scrise uh, sub formă de schimburi de mailuri. uri acesta, acesta e un exemplu tipic de culoare de camuflaj. Dar există și scriitori sfidători. Există și scriitori care. Fac exact inversul acestui lucru. Scriitori care se simt destul de puternici ca să-și exhibe, ca o mantis religioasă, ca o călugăriță, să-și exhibe deodată forța, curajul, puterea, energia de a se opune lucrurilor. Nu știu care este strategia câștigătoare, poate niciuna dintre cele două. e a doua. Dar știu, dar știu că. Un scriitor trebuie să facă ceva instinctiv sau uh, uh, gândindu-se la ce are de făcut în, uh, în situația aceasta. Așa aș zice, nu doar un scriitor, ci fiecare om. Fiecare om în parte trebuie să aibă un, un mijloc de a, se, a supraviețui în această schimbare colosală de paradigmă uh, istorică, socială, psihologică, tehnologică și așa mai departe. Și acum mă întorc la această evocare și sper că și Olga va fi de acord, pentru că este una dintre cele mai dragi amintiri ale mele. A fost evocată de uh, uh, prezentatorul nostru uh, cu foarte multă grație la început, dar eu vreau să spun ca un om care a trăit lucrurile astea, în 2000, exact în 2000, am împărtășit aceeași bursă de AD cu alți șase sau șapte autori și vreau să spun că acel an în care am stat în Berlin a fost unul dintre cei mai frumoși ani din viața mea. Am fost foarte fericit având această bursă, eram un autor care se considera încă tânăr, aveam 45 de ani și acolo am cunoscut-o pe Olga, eram și cu soția mea care mă însoțea, am cunoscut-o pe Olga care mi-a făcut o impresie de neșters. De când am văzut-o prima dată, mi-a făcut o impresie extraordinară, pentru că ea avea aceste culori de avertizare, pentru că ea era tipică pentru asta. Avea o înfățișare, aș spune eu, extrem de puternică. Își arăta foarte tare, prin proprie înfățișare, își arăta forța, își arăta energia, își, ador, își arăta puterea de a, de, a, de a merge mai departe în ceea ce voia să facă. Nu știu dacă aș putea numi înfățișarea ei de atunci punk sau emo. Cred că emo nu exista încă, dar arăta ca un arici. Era foarte drăguță. Avea părul țepos, nu mai țepi, nu mai țepi și foarte negru, vopsit foarte negru. Și mie mi s-a părut că arată foarte, într-un fel foarte puternică, dar în alt fel foarte slabă și neajutorată într-un fel. Și a fost din cauza asta, pentru că și eu sunt un om timid, a fost motivul pentru care este singura dintre colegii noștri de atunci, era Parti Naglaioș, cred, era uh, Agualușa și alți scriitori care între timp au devenit foarte cunoscuți, uh, este singura de care m-am putut apropia. Și cred că în prima seară, când am ieșit uh, la o masă împreună, toți autorii sau bună parte dintre ei, Singura cu care am stat de vorbă a fost Olga și nu voi putea uita niciodată acest lucru. Și nu voi putea uita ceea ce ea mi-a spus atunci și care mi-a servit drept învățătură între timp. M-a întrebat firește cum e viața în România și erau trecuseră anii 90 care fusese cu adevărat înspăimântători și eu am fost foarte pesimist. Și am spus, e, e cât se poate de rău, e rău de tot. Ai spus, dacă îmi dai voi să, să, te citez, suntem un popor fără speranță. Da, ceva de felul acesta. Eram într-o fază foarte întunecată, care mi-a mai revenit după aceea și pe care o am și astăzi, din păcate, trebuie să vă mărturisesc. Dar atunci eram foarte rău. Și ea mi-a spus, voi, românii, sunteți singurul popor pe care îl cunosc care se autodepreciază, care vorbește rău. Nu, care vorbesc, voi românii, da? Care vorbesc rău despre voi înșivă. Acest lucru, îmi spunea Olga, nu l-am mai întâlnit la alții. Și am rămas cu gura căscată, pentru că mie mi se părea ok ce făceam eu. Și atunci mi-am dat seama prima dată cum văd alții, cum văd cei din afară, această autoflagelare a noastră continuă, această autodepreciere, această. Stimă de sine extraordinar de scăzută a românilor, a noastră, a tuturor. Și de atunci am încercat să văd și partea plină a paharului, să văd lucrurile bune, să văd lucrurile care țin de demnitate, care țin de excelență, care țin de valoare și, aș spune eu, în care nu suntem săraci. Nu suntem săraci. Din potriva, aș spune eu. Așa încât uh, e, uh, Olga mi-a servit atunci o lecție care mi-a folosit. Asta voiam să evoc. Am băut uh, vodka, am fost la ea acasă. Am și dată. vodka, dacă vrei, mă caut în rucsac imediat. Am de băut vodka, vodka, Viborova, cred că era vodka pe care o avea Olga atunci și ne-am simțit foarte, foarte bine. Olga avea un laptop pe care scria. Eu nu aveam laptop, fiindcă atunci câștigam 50 de dolari pe lună. La facultate eram asistent, la facultate eram... Săraca degetul, cum se zice. Și când am văzut că Olga are laptop și eu nu am, deodată m-a cuprins nebunia. Și i-am spus Ioanei, care era cu mine, i-am spus, după ce m-am despărțit de Olga, i-am spus, Ioana, să știu că murim de foame, dar îmi cumpăr și eu un laptop. Și acolo la Berlin, acolo la Berlin mi-am cumpărat primul computer al meu personal. Era o chestiune de demnitate e, și de oarecum de uniformă de scriitor într-un fel. E, de asta, scuză-mă, solenoidul unui. e scris pe caiete mici și fără niciun fel de greșeală, de mână, nu? Da, e adevărat. E, laptopul nu mi-a folosit la mare lucru, dar era un simbol, cred că v-ați dat seama. Olga, ți-amintești seara aceea în care Mircea era încrâncenat, a scris un articol în urma întâlnirii cu tine, un articol publicat într-una dintre cărțile sale și esența era asta, era un om care se plângea și care, mă tem, că are toate motivele să o facă și acum, să o facem și acum. Bă, o chilcă Au fost câteva seri. Ioana, ai fost acolo, da? Nie pamiętam dokładnie akurat posta, tego, co mówiłam, ale ja w ogóle nie mam swojej autobiograficznej pamięci. Do tego stopnia jestem pisarką, że tylko pamiętam cudze życia, nie swoje własne. No mam amintesty exact gdy am spus a sztuka ser nu mam memoria datelor rostite, dar, rosy, ale sztuka nam się bardzo bine. W każdym razie pamiętam Mircza, że poczęstowałam ciekawą instant. I ty zrobiłeś takie ogromne oczy i powiedziałeś, że tego się nie da pić, i żeby, że tylko kawa prawdziwa, parzona, może być przez ciebie wypita? Miałem też Mirce Atunczkę, tam serwit kawę kafia instant, czy hajfakutoki marsz, czy hajfostuj mit, czy hajfostuj mit, Wtedy powiedziałam, co ten facet chce, przecież to jest dobra instant Neska, całkiem porządna firma. Ścinunce leciałem, dechę, jego reakcja została, i kieram misiata, ją firma buna, ją kafej instant, de kwalitate. Ale dzisiaj muszę ci przysłnąć racje, nie weźmy do ust już Neski. Da, a z tego zdał trepate, no, a czemu? Zostało po kawie w Rumunii. Fłosita te dżintes, sięją się w Romunia. Ale tak jak cię pamiętam z tego Berlina, wydaje mi się, że oboje byś, byliśmy zagubieni wtedy w tym dużym mieście na takim dużym, porządnym stypendium. Referitor la șederea noastră w, w Berlin, cred că atât eu cât și tu am avut jesteśmy că suntem w într-un spațiu atât de mare, cum ale wydawałeś mi się taki drobny wtedy, dużo drobniejszy niż teraz, z długimi czarnymi włosami, jak jakiś posłaniec w ogóle z dalekiego kraju. Dar am w la tine imaginea z cu părul negru, plete frumoase și m-am imaginat că z się un spațiu piękny de i pamiętam tylko że nasze rozmowy takim nie do końca perfektnym perfekcyjnym angielskim jak, jak dramatycznie staliśmy się staraliśmy się porozumieć i jak ciekawe to były rozmowy. Și m-am încercam să comunicăm într-o engleză în care uneori încercam să dau contur unor gramaticale corecte, dar cred că important este uh... că nie am înțeles. ca un prinț uh, care a și scris o carte spectaculoasă și o, o carte cu totul și cu totul specială pentru literatura română. Olga, spunem, te-ai gândit vreodată să emigrezi din Polonia, să intri în zona occidentală ținând cont de faptul că scrii într o limbă totuși de circulație restrânsă, ținând cont de faptul că totuși occidentul prin uh, Piața de carte prin tot sistemul de promovare a scriitorilor funcționează cu totul și cu totul altfel și îți dă alte șanse ca, ca scriitor să te afirmi. Euh, povem ștere, că niciodată nu emigrații atât stałej, gdziekolwiek, aż Vă spun sincer că niciodată nu m-am gândit să emigrez, să mi aleg o altă reședință, cred că până anul acesta. Ponieważ ten rok jest tak bardzo zły dla polskiej polityki i dla polskiego społeczeństwa, że zaczyna mi się wydawać, że nie ma tam miejsca dla takich ludzi jak ja. Jeśli daję numer, ponieważ tam obserwad, że jest to an extremie, dificil, dim punkt de vedere politic social pentru Polonia. Şi cred că ar calcul. A z drugiej strony myślę, jakby z właściwą sobie przewrotnością, że właśnie w takich momentach trzeba zostać w kraju. I, jak ty powiedziałeś, ostrzegać, nie? Jawnie i, i głośno awanturować. W pewnym momencie, w aventura, czasie, było takie ceremonie, że troszeczkę awanturowania, sens, czyli sens egzystencji. Na przykład, kiedy zaczynałam pisać, wydawało mi się, że pisarz zaangażowany w politykę, to jest coś, co już przeszło i należy do przeszłości. Pe de altă parte, este bine să avertizezi pe alții să știe ce să facă în viitor, cum să reacționeze. A dziś wydaje mi się, że nigdy czasy nie były tak wymagające zaangażowania się po, po właściwej stronie. Iar astăzi cred că este cu atât mai mult uh, de folos ca să determin pe ceilalți să devină um, Bo nawet jeżeli się pisze coś neutralnego, coś, co się wydaje zupełnie oddalone od tych do, codziennych spraw politycznych, to nagle okazuje się, że to jest polityczne. Nigdy w życiu nie miałam nie przeżywałam na sobie takiej lekcji, o której nas uczono kiedyś, że wszystko jest polityczne. Deși m-am străduit să scriu ceva cu caracter neutral, fără a atinge domeniul politicii, se pare că totul a fost interpretat prin prisma politicii. Se pare că nu ne putem despărți de ea. dom Așa că îmi voi renova casa și cred că rămân în Polonia. Mircea, în Polonia situația e grea, la noi, slavă Domnului, iată, e foarte bine, o ducem tot mai bine, nu mai e de plecat... Știu că recent chiar făceai un apel într-un interviu către părinți să nu-și îndemne copiii să părăsească România, ci să stea aici și să pună osul la treabă. Mai întâi trebuie să spun tuturor, ca să punem bine în context lucrurile, că Olga a fost foarte persecutată în ultimii ani în Polonia. Am auzit și eu rumori internaționale despre acest lucru, chiar Svetlana Alexievici a vorbit în favoarea Olgăi la, la un moment dat și pot să cred acest lucru pentru că cred că e un fenomen comun țărilor din Est, iarăși, intelectualii sunt percepuți iarăși ca opinion makers și prin asta în țările care se îndepărtează încet sau mai repede de democrație, Devin niște ținte, redevin niște ținte ca în anii 50, și lucrul acesta cred eu că este universal în, în țările estice. Eu cred că este același lucru în Ungaria, cred că este același lucru în Polonia, în România, în alte țări, în Slovacia, în alte Rusia. țări de, de acest Nu mai vorbesc de Rusia, firește, acolo este epicentrul, ca să zicem așa. Nu în France, e în Rusia. Uh, uh, acest lucru exact cum spune și Olga pe mine nu mă sperie ci mă întărâtă ca să spun așa pentru că ceea ce nu te omoară te întărește întotdeauna uh, în ultima vreme am început să simt și eu tot mai mult uh, un, fel de, un fel de chemare civică să zicem așa uh, este foarte foarte natural în mine. Este foarte bine uh, înrădăcinată în mine uh, și am început să încep să aleg uh, având ca alternativă exilul, am început să încep să am început să iertați-mă. Am început să aleg uh, cealaltă cale, și anume rămânerea în comunitatea mea și încercarea de a ajuta. Eu cred că uh, acest lucru este într-un fel o alegere mai bună decât salvarea individuală. Eu cred că este o alegere mai bună, de altfel, făcând o paranteză, cartea mea pe care am amintit-o, Solenoid, despre asta este, despre salvarea colectivă ca alternativă pentru salvarea individuală. Și am început de asemenea să cred că noi putem face ceva, că fiecare voce contează, că fiecare vot contează și fiecare om contează. Știți cum se zice și cum spun foarte mulți oameni, păi dacă voi intelectualii vă retrageți, am auzit de o mie de ori această, această obiecție, dacă voi vă retrageți, păi or să vină ticăloși în jurul vostru și or să aibă cuvânt. Acest lucru poate că era valabil pentru acum 10 ani sau mai știu eu când, însă în momentul acesta Trebuie să avem în vedere faptul că fiecare dintre noi suntem un intelectual. Fiecare dintre noi. Nu mai este vorba de posibilitatea de a scrie la un ziar, de a vorbi la o televiziune sau la, la radio. Fiecare dintre noi își poate exprima în acest moment opiniile pe rețelele de socializare, unde pot avea o audiență mai mare decât, uneori, decât un post de televiziune și fiecare dintre noi. Într-un fel, ar trebui să simtă imboldul să o facă. Este vorba de o suprademocratizare a lumii la care putem participa, fără îndoială, cu toții. Eu nu înțeleg de ce oamenii din, din România au dat atât de tare înapoi în ultima vreme. Ne amintim de formidabilele zile din februarie, în care sute de mii de oameni au ieșit în stradă și au arătat că puteau face ceva. Au dat jos un ministru al justiției. Tot este ceva. Iar după aceea, când răul a devenit, după părerea mea, din ce în ce mai mare, și nu numai răul, aș spune o combinație de rău și de prostie, au devenit din ce în ce mai mari, ei, oamenii au început să demisioneze de la această funcție de cetățean, să spunem, de la această absolut bazală funcția noastră a tuturor. De a ne spune părerea, de a ocupa cu umerii noștri un jumătate de metru dintr-o piață, de a face ceva cu puterea celor fără putere, cum se spune. Chiba este nicti tego jak internet, wpływa na democrație? Probabil că nimeni nu-și dă seama cât de mult internetul influențează asupra democrației. Ale moje doświadczenie z Polski jest bardzo ambiwalentne. Bo nagle w internecie tak samo ważą głosy, nie wiem, klimatologa, który mówi, że jest globalne ocieplenie i pani Stasi ze sklepu spożywczego, która twierdzi, że nie ma globalnego ocieplenia. Pe de parte pe internet sunt foarte multe discuții în contradicții, de exemplu, găsim informații despre schimbările climatice, pe de parte găsi opinia unui om de rând care spune despre un fapt banal. E, więc są pojawiają się w internecie też takie przekonania i takie opinie, które są dla mnie nie do przyjęcia i one uzyskują taki sam, jakby taką samą siłę rozprzestrzeniania się, jak te, które są no, właściwe, prawdziwe. I z tej sytuacji właściwie musimy sobie zdać że, sprawę, że nie ma wyjścia. I si de farte mnóstwo teorii są sytuacjami, w których nie ma innej wyjścia. Jeżeli nie wchodzi w gre cenzura e, internetu, to będziemy się dowiadywać też, na przykład o takich rzeczach, że nie było holokaustu. I si, po drugiej części, arfide, dorycze, istnieje już cenzura a internetu, informacji, które jest na internet. Albo na przykład tak, jak w Polsce było niedawno, że znak hajlowania. E, Wiesz, co to jest hailowanie? Tak, pemiiteți, pentru că altfel se ajunge la situația când unii neagă existența holocaustului, de exemplu, sau când e, unii indivizi folosesc semnul acesta de Heil Hitler, de, de acest salut Hitler, Hitlerist, alți spun că e doar o chemare a i Beria. Czyli o że ten znak hailowania jest starym rzymskim pozdrowieniem, jak uznał, jak uznali internauci w Polsce. Unii internauty de la Nordim Polonia, ospustę jest duarun salut, roman węgi, niemi kalczewa. I w takiej sytuacji właściwie też w takiej sytuacji chaosu mentalnego, bardzo trudno się znaleźć i chyba trzeba mieć zaufanie do, jakiegoś, do jakiejś podstawowej, obywatelskiej inteligencji ludzi. Și în asemenea situații, când, este o multi, când există o multitudine de informații, evident că se instalează și haosul și nu mai știi în ce anume ce să crezi. Ale nie wiem, w którym democrația pójdzie demokracja, jakim sensie zarządzana przez opinię internetu. Însă n-aș putea să mă pronunț încotro, în ce direcție va merge de democrația. O, o spuneai chiar tu, Mircea, undeva, că nu problema nu e să fii lizibil, ci să fii credibil. Cum își construiește cineva aura asta de credibilitate? Cum poate să devină un om ce merită a fi urmat? E suficient să apară la televizor, e suficient să scrii cărți bune, e suficient să, iată, să umpli săli? E credibilitatea se să construiește și astfel, sau să trebuie ceva mai mult decât, decât asta? <coughs> Nimeni nu e credibil pentru toată lumea, după părerea mea. Nimeni nu e valoros pentru toată lumea. Nimeni nu e bun pentru toată lumea. Uh, umanitatea constă din grupuri. De aceea este o lume atât de politică. Pentru că politică înseamnă uh, grupuri care reprezintă uh, straturi sociale și care de multe ori sunt antagoniste, au interese antagoniste. Uh, Există o cale sigură, după părerea mea, și anume cea a drepturilor omului. Atâta vreme cât discursul tău este conform cu drepturile omului, atâta vreme cât este împotriva oricărei, oricărui tip de discriminare între oameni, și sunt nenumărate feluri de discriminări, nu sunt numai cele clasice care, mă rog, au, au devenit foarte puternice începând din. Au de, uh, uh, emanciparea de el, a, de, a devenit foarte puternică începând din 68 sau, în orice caz, din, din acea perioadă. Există multe altele, de, se vorbește de egism, de pildă, pe lângă, știu eu, distințiile, discriminările de gender, de rasă și așa mai departe, se vorbește de discriminările de vârstă, de discriminările, chiar, chiar, de speciism se vorbește și așa mai departe. Deci sunt numeroase moduri de a împărți oamenii superiori și inferiori. Atâta vreme cât ești împotriva fiecăruia dintre aceste moduri, nu poți greși, după părerea mea, și poți deveni un model. Atâta vreme cât și as, lucrul ăsta e important, în primul rând, pentru noi uh, esticii, este europenii. Atâta vreme cât aderi la un set de valori european, atâta vreme cât uh, te identifici oarecum cu lumea occidentală, nu în întregime și nu cu toate valorile ei, dar atâta vreme cât uh, îți iei, într-un fel, uh, ca ideal, o lume care respectă omul și valorile sale, eu cred că poți deveni tu însuți un, un opinion maker. Uh, sigur că alții respectă valorile inverse. Uh, de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în America, lui, în America uh, lui Donald Trump? Uh, cum a devenit America America lui Donald Trump? A devenit în felul acesta, în primul rând, datorită faptului că America avea două viteze și lucrul acela era mai puțin uh, vizibil înainte de, uh, alegeri, de ultimele alegeri. exista o America um, paseistă, să spunem, cu privirea întoarsă către trecut, care era timidă față de uh, această revoluție despre care am vorbit. Și exista o America a Californiei, o America a siliconului, o America știu eu, Twitter-ului și Facebook-ului, între care exista o prăpastie extraordinar de mare. America cărbunelui pe de-o parte și America microcipului pe de cealaltă. Ei, tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat datorită acestei enorme frustrări a Americii profunde, a Americii, știu eu, religioase, a Americii care respecta valorile tradiționale, care respecta știu eu care își dorea locuri de muncă în, în industrii tradiționale și așa mai departe. Ei au schimbat America în felul acesta, cu ajutor, cum știm, de la tovarășii noștri, de la răsărit și așa mai departe. Deci iată cum tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă datorită diferențelor dintre oameni, datorită faptului că oamenii nu sunt... O unitate, ci sunt și probabil vor fi foarte multă vreme de aici încolo împărțiți în interese de toate felurile, în diferențe de educație și de cultură și așa mai departe. Asta este umanitatea. Dostoevski, mă întorc la el, știa foarte bine ce spunea când vorbea despre om, cum este omul în omul din subterană, care mie mi se pare cel mai bun document în privința cunoașterii omului real. Apropo de subteran, și aș vrea să ne întoarcem spre literatură, deși mi îmi place subiectul, ca să scrii rătăcitorii, printre altele, te-ai plimbat în subteranele Moscovei, trei zile la rând, cu metroul, observând oameni care dau titlul cărții tale, rătăcitorii. E o sectă care crede că trebuie să te miști tot timpul pentru a rămâne în viață. Mm -hmm. Cum arată lumea în subteranul, din subteranul Moscovei? Ar fi o primă întrebare ca să ne întoarcem cumva și la ce a spus Mircea despre Dostoevski. De ce a fost necesară o astfel de experiență și cât a folosit ea pentru scriitorul care ești, pentru omul care a te interesat de Si demediul politic, nu, nu doar de cel propriu care ține de turno de fildecz al, al scritorului. Wiesz, okay. ja też chętnie nawiążę do tego co powiedział Mircza. E, bo ja nigdy nie chciałam, nie aspirowałam do tego, żeby być wytwórcą opinii. Jestem de akord comcie a cezmircia. Nicodato nam aspirat la statutului de a fium kreator de opinii. Ja jestem pisarką. Uważam, że. Że moja uwaga, moja energia jest gdzie indziej niż wypowiadanie opinii na świat. Ale co mogę zrobić dobrego, pozytywnego? To tak przedstawić ten doświadczany przeze mnie świat, żeby był maksymalnie czuły. I pełen jakby współczucia, współodczuwania dla innych ludzi, dla innych istot. O, stfel, fie ca o formă de się ce I wtedy wydaje mi się, że mój czytelnik, jakby to, to, to współodczuwanie odbije się niejako na nim, i, i sprawi, że on będzie. Mundżejszy lepszy będzie miał większą świadomość, aż ja tuncie simcă această compasiune atinge si sufletul cititorului și există acel dialog între noi. I to doświadczenie moskiewskie, o którym mnie pytasz, jest właśnie takie. Ja experiența din Moscova despre care îmi spui este tocmai de genul acesta. Zjeżdżam do jednego z najgłębszych metr w w na świecie. I przyglądam się ludziom, ale to mało powiedzieć przyglądam, staram się jakby y, współbyć z nimi, staram się zrozumieć o czym myślą, staram jakby... Imituję to, kim oni są i, i, i jak czują. I wtedy właściwie odkrywam wielką prawdę literatury, że różnice między ludźmi są, są przeceniane. I wtedy literatura ma jako tylko reflektować właśnie te różnice między ludźmi. Ponieważ literatura, powieść odkrywa nam, że wszyscy jesteśmy bardzo podobni do siebie. Pedal to partia literatura, a ratak syntem to tuż łamen. A wem multenkomun. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, jakie mamy pochodzenie, im, ile zarabiamy i jaki mamy kolor skóry. A wem multenkomun kupiwi lokul de unde kśtigam. Darn acelaś timson ci dżiferencje. unde locuim, cât câștigăm, cu ce ne ocupăm, ce ne interesează. Jeżeli uda mi się to przekazać czytelnikowi, to ja nie muszę już ogłaszać żadnych statementów politycznych albo światopoglądowych. Iar dacă eu reușesc în cărți să surprind asemenea aspecte care diferențiază pe oameni, atunci nu înseamnă că eu mi expun și punctul de vedere politic. Spune-mi, Olga, Fiind atât de adâncă linia de metrou rusească, bănuiesc că n-aveau semnal la telefon și nici wireless. Ai văzut, citind oameni în metroul Moscovit, pentru că ne întoarcem la ideea de cititor. Spui că scrii cărțile măcar cu un ochi la cititor, că ții cont de celălalt. Mircea spune undeva că și... Mircea spune că și dacă n-ar fi niciun fel de cititor, ar continua să scrie în continuare. Citeau oamenii? Ai văzut oameni cu cărți în metroul Moscovit? O tak, Rosjanie bardzo dużo czytają. O, tak, cum se luci mhm, Widziałam, podziwiałam to. Am i surprisa. E, ja, ja tak powiedziałam, że gdyby nie było, gdybym była na ziemi sama, na jakiejś bezludnej wyspie, oczywiście, żebym nie pisała. Ja piszę dla innych. E, nie pisałabym, zajęłabym się uprawą ogródka, kontemplowaniem kosmosu, śpiewem, tańcem, czymkolwiek. Şideka... chiar dacă aș fi singură pe o insulă, nu aș scrie doar pentru mine, ci pentru ceilalți. Ja dramatycznie potrzebuje czytelnika. Evident că am nevoie să știu că dincolo există un cititor, că există dialogul cu cititorul. Jeżeli kiedykolwiek przestaniecie mnie czytać, to na pewno napiszę ogłoszenie do gazety. Desperacko poszukuję czytelnika. Dacă într-o zi se va întâmpla că nu, se o să mai citiți, am să dau un anunț în ziar. Caut disperată un cititor. Am simțit că vrei să spui ceva la un moment dat. Păi Și da, nu... da, da. Da, te rog. Vre -voiam, să mai... spun, voiam să spun că dacă Olga a mers cât se poate de adânc în toate metrourile din lume, eu din potriva am altă manie opusă, cea de, de a mă cățăra în locurile cele mai înalte, peste tot unde am fost. Cât timp am fost în Statele Unite, nu mi-a scăpat nimic. Am fost în Sears Tower, care era acum 20 de ani cea mai înaltă clădire din lume, în Chicago. Am fost în turnurile gemene care au care au fost dărâmate pe, în, 2000, în 2001. Deci am fost în vârful lor. Am fost în vârful World Trade Center. Și peste tot unde am ajuns, am vrut să urc cât mai mult cu putință. Și uh, lucrurile au mers cât se poate de bine, pentru că aceste ascensiuni uneori mi-au fost răsplătite fabulos. De pildă, când am urcat prima dată în Sears Tower, în Chicago, care era o, o clădire cu puțin mai înaltă decât multe altele. 20-30 altele în jur, care erau aproape la fel de înalte, așa cum pe lângă Everest există o mulțime de alte vârfuri în Himalaya, aproape la fel de înalte ca și Everestul. Uh, și atunci, de sus de acolo, am putut vedea lucruri fabuloase. De pildă, una dintre clădiri, aflată cam cu vreo 20 de metri mai jos, era toată, avea terasa de sus, de deasupra, era numai iarbă, era numai iarbă, iar pe acea iarbă pășteau doi cai la 400 de metri înălțime mi s-a părut absolut fabulos e una din cele mai frumoase imagini de pe pământ pe care eu am putut să le văd, și așa mai departe o mulțime de alte lucruri ce să spun dacă, dacă... omul din cer cu omul din subterană diferă, apropo de ce da, nu știu, eu cred că nu e chiar, chiar așa de dramatică distanța asta. Sunt sigur că și Olga a mai urcat nițel din, din subteranele respective și eu am mai coborât în subterane din când în când, mai ales în scrisul meu. Aș spune că subteranele au, au un loc foarte important pentru că ele, evident, sunt simbolice. Și aici aș vrea să o întreb ceva pe Olga. Până atunci, dăm voie să fac un anunț către da. publicul nostru. Dacă aveți întrebări de adresat celor doi scriitori, există oameni de la Filit care o să vă dea hârtii sau dacă aveți deja aceste hârtii, vă rog să uh, le scrieți întrebările, se vor strânge apoi și o parte dintre ele, bănuiesc că vor fi foarte multe, am să le adresez. Prin urmare, dacă aveți curiozități legate de uh, cei doi oaspeți ai noștri. Și eu mă simt oaspete, dar până la urmă aici pe scenă sunt gazdă. Nu ezitați să, să le puneți întrebări. Te rog, Mircea. Deocamdată am eu o curiozitate pentru Olga, pentru că e poloneză. Unul dintre roii mei, într-un domeniu foarte bizar, este un polonez care mi-a mâncat foarte multe ore din viață, fără să fie un artist în zona înaltă a artei dar care este, după părerea mea, un geniu, care se numește Mateu Scutnic. Ai auzit cumva de el vreodată? Ți-l recomand. Îmi pare rău, dar nu am auzit. Ți-l recomand, nu este nici poet, nici prozator, nici eseist, nici, știu eu, orice în această zonă. Este un creator de jocuri pe computer. Este autorul celor mai Formidabile labirinturi pe computer, labirinturi din acestea care îți ți, succesc mințile și te fac să, să, să gândești la nesfârșit. Are mai multe serii de astfel de, de jocuri, între care eu sunt un mare, mare jucător și admirator al uneia dintre ele, Submachine se numește, și care este o, o creație de geniu. Este o creație de geniu. De asemenea, uh, alte câteva, uh, uh, nu mai știu pe care să vă, vă spun mai întâi. Uh, uh. Ești tu asta față, stai pe calculator și te joci cu... În afară că ești pe Facebook toată ziua, când mai scrii, domnule? Ce facem? Oare ce facem cu toții în această lume? Nu suntem niște șoricei Algernon așa care... Aleargă prin labirinturi în căutarea bucăț bucățelei de brânză, toți facem într-un fel sau Ști altul. Că alții acest caută lucru. cășcavalu, ca și, și unii chiar îl găsesc. Așa, corbul lui Lafontaine știa și el ceva de, de acest lucru. Deci, iată cum există zone ale lumii culturale și metaculturale, unii spuneau înainte subculturale, lucru care nu mai e la modă care par într-un fel blocate, închise, închise și autonome. Eu sunt un om care nu citește numai literatură, citesc foarte puțină literatură, de fapt, și din ce în ce mai puțin aș spune, cam un sfert din ceea ce citesc eu e literatură, lecturile mele sunt extrem de întinse în toate domeniile, cu putință. Eu citesc și cred că Poate, dacă vreți, o diferență a mea față de alți autori este cea că eu sunt literat, ca să spun așa, o poziție literate-illiterate în, în științe. Îmi place foarte mult să citesc despre științe, să citesc despre matematici, să citesc apoi alte domenii, filozofie. Citesc foarte multă filozofie și eu cred că fără o gândire filozofică reală nu poți fi un scriitor adevărat. Eu cred acest lucru și știu că și Olga știe, crede acest lucru, pentru că străveacul și alte scriere ale ei au un evident substrat filozofic până la urmă. Dar nu citesc numai lucruri din acestea, citesc și alte lucruri care pot părea bizare, care pot părea stranii, care pot duce în tot felul de, de fundături sau în tot felul de alte tuneluri, pentru că dacă ar fi să mă definesc, Vreodată. Altfel decât spunându-mi că sunt un poet, și poate că e un sinonim aici, m-aș defini ca un căutător. Și eu cred că rătăcitorii Olgăi sunt de asemenea căutători Sunt oameni care merg în această viață în care nu știm de ce trăim și în ce fel trăim, care merg în căutarea propriului sens, în căutarea de sine, în căutarea uh, unui lucru pentru care merită să trăiești. Uh, Poate de asta citesc în, acest, în, în atât de multe domenii, încercând să găsesc o coerență subterană a lucrurilor. Pentru mine este foarte important acest lucru. Nu este important să găsesc această coerență. Faptul că o caut probabil că înseamnă că am și găsit-o, într-un fel. Am primit întrebări foarte, foarte bune. Și vă întreb pe amândoi, pentru că e o întrebare pe care o găsesc pe două bilete, deși scrisurile sunt diferite. Ce legătură există între literatură și fericire? Olga. Bardzo prost. Przeczytanie dobrei powieści wprowadza cię w stan szczęścia. Este foarte simplu. Lectura unei cărți nu poate decât să te conducă către iubire. Nie, myślę, że y, 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 czytanie dobrej literatury poszerza naszą świadomość. Im człowiek jest y, jakby szerszy świadomościowo, y, bardziej y, więcej wie, y, rzeczy widzi, tym y, właśnie czy jest, czy jest bardziej szczęśliwy. Hmm. Da, deci mai întâi, Olga a spus că e foarte simplu că citești un roman bun și devii fericit, dar acum s-a auto e, contrazis ca să zic așa. Adică, e, cititul, într-adevăr, îți lărgește orizonturile, dar a pus sub semnul întrebării dacă, într-adevăr, te face mai, fer mai fericit teraz po przemyśleniu przez kilka minut sprawy uważam, że jeżeli chcesz być szczęśliwy, to jednak nie czytaj. <laughs> Acum m-am gândit mai profund la problema și totuși sunt de părere că dacă vrei să fii fericit, să nu citești. <laughs> mă tem că la noi nu e niciun fel de problemă. Fericirea asta se instaurează încet, încet. Am citit o statistică, există un nucleu dur doar de 2000 de cititori de literatură română contemporană în România. Uh, Mircea, răspunde și la întrebarea asta, te rog, pentru că cred că e important de văzut și... Nu, de eu de cred vedere. că sunt 20.000 de cititori în România, de cititori de serioși. De literatură română. De literatură română. Cred că sunt 20.000 de astfel de cititori, deci cel care a făcut statistica se înșală cu o întreagă... cu un întreg ordin, uh, cu un zero adăugat la, la urmă. Deci sunt ceva mai optimist. Dar în privința fericirii, Selinger spunea într-o povestire a lui: că pe când bucuria este solidă, fericirea este lichidă. Îți, alung, îți alunecă printre degete. Este o stare tranzientă, este o stare trecătoare. Abia încerci să o apuci ca și dispărut. Dar în același timp este starea noastră aurorală, cea mai minunată dintre stările cu putință, fără nicio îndoială. Și dacă ne luăm măcar după Constituția Statelor Unite, datoria fiecărui om este să-și caute fericirea. Legătura între citit și uh, fericire nu este una directă, în niciun caz. Uh, lectura nu este un prozac. Nu ne face pe toți emoticoane zâmbărețe. Uh, Uh, Nabokov spunea un lucru uh, foarte interesant, și anume că literatura nu se înțelege nici cu creierul, nici cu inima. Se înțelege cu șira spinării. Spunea el, dacă citind simți un fior pe șira spinării, atunci literatura respectivă care ți-a dat acest fior este bună. Dar aici este și un lucru înspăimântător, pentru că acest fior poate fi de toate felurile. Poate fi ca un șoc electric. Poate fi în orice fel cu putință, de la beatitudine la uh, teroare. Uh, literatura te face fericit chiar și în nefericire. Kafka uh, a fost numit de Max Brod, de prietenul lui cel mai bun, fericit în nefericire. Uh, și dacă un scritor, într-un fel, este silit să fie în acest fel, să se conformeze acestei definiții, prin scrisul său, scriitorul are putința să-i facă și pe cititori fericiți în nefericire sau nefericiți în fericire. Are putința să-i schimbe pe cititori, să-i facă mai adevărați, nu mai buni, să-i facă mai adevărați, oameni mai reali, mai puternici, mai așezați pe propriile picioare. Literatura nu trebuie să-ți dea uh, momente uh, de bucurie în fiecare zi. Nu este, cum spuneam, atis despre pictură, că e ca un fotoliu în care te odihnești când ești obosit seara. Uh, literatura îți pune probleme și aceste po probleme pot fi grele, greu de rezolvat. Literatura îți provoacă sentimente atât de violente încât pot fi percepute ca dureroase. Spunea uh, Rilke: Cumplit e orice înger. Orice pagină poate fi cumplită, dar asta nu înseamnă că nu te face fericit. Că nu te face fericit pentru că ești fericit atunci când atingi cerul cu palma, atunci când îți dai seama că ai atins limitele limitei, limitelor gândirii și simțirii omenești. Asta ar trebui să facă orice scriitor. Bine, mă întreabă un cititor, atunci cum adică bucuria? este o formă de suferință. Ai spus-o undeva și vrea să explici lucrurile ăsta. Sunt atât de bune întrebările încât în vine să mă transform în frigider, să le lipesc așa pe mine. Știți cum? Minunat, un public extraordinar. Mai trimiteți că Stăm mai mult de 10, să știți. nu. Dar eu totuși aș vrea să aud oamenii propriu-zis întrebând, nu prin această... A, a, așa e da. formula. Hai să răspundem întâi la asta și apoi dăm drumul la microfon prin sală. Ar fi cel mai frumos și cel mai... Deci cel cum mai adică bine. bucuria este o formă de suferință? Știu că e întrebare grea, dar răspunde la ea. Ai spus asta undeva? Um, Am spus și mai mult. Am spus că, de fapt... Uh, realitatea, conceptul de realitate este, este, foarte puternic legat de conceptul de suferință și până la urmă este unul și același lucru. Pentru că senzația însă și este suferință, nu? A suferi înseamnă a simți, a simți o senzație, a avea o senzație. Ori noi devenim conștienți de un lucru atunci când simțim un gol, o suferință, o lipsă acelui lucru. Uh, un tablou pe care îl avem pe un perete timp de 10 ani nu ne, nu ne mai provoacă nicio suferință și de aceea nu-l observăm, pentru că el există acolo și uh, noi avem simțurile amorțite față de el. Dar dacă vedem uh, un cadavru, un cadavru înjunghiat, care apare deodată în camera noastră, ne provoacă un asemenea șoc și o asemenea suferință încât el devine realitatea. El devine realitate. Tabloul de pe perete nu este real pentru noi, dar cadavrul este real. Dar o iubire a noastră care ne provoacă durere și plăcere și bucurie este reală. Până nu ne provoacă această plăcere și bucurie, ea nu este reală. Vedem o femeie minunată pe stradă. Ea trece prin fața ochilor noștri fără să ne provoace nicio uh, reacție puternică. Da, nu, nu generaliza. Dar, dar, dacă ea devine, dar dacă ea devine iubita noastră, deja apare, apare deodată în viața noastră, ceea ce înseamnă că capătă realitate. Asta voiam să spun. Olga, ești membră a Partidului Verde din Polonia, din 2004, dacă nu mă înșală pe mine memoria. Te întreabă uh, prietenul nostru, dacă ai considerat vreodată că e timpul să te dedici unei cariere politice. Dacă a considerat că ar fi cazul, sau de ce nu consideră că e cazul să se dedice unei cariere politice, ținând cont că este membru de partid și eu mi -am amintesc că din 2004, văzând, văzându-i CV-ul. Niech mnie bogini broni. Samoferiaskie, <laughs> no dumne, zeu, ci dumne zeica. <laughs> um, tak, sympatyzuję z różnymi ruchami y, politycznymi w Polsce. Nie jestem członkinią żadnej partii, ale z Zieloni są mi bliscy. E, dementi. E, no, jestem to też membra nienowoj partii. Sympatyzesku, ma ją wiele misjeri politycznych. że jest membra wrewoj partii. Jestem introwertyczką, mam lęk otwartej przestrzeni, boję się tłumu, mm. nie umiem mówić do dużej ilości ludzi. Tak, <laughs> ja jestem opersonalna introvertita, um, symptasz o. o um, Umysł de tia ma, umysł de frica facha de, de, de spazio deskis. Nie wiem, se vorbesk aici a, aici a, a rezultat si zembetul meu. Nie wiem, se vorbesk cu, 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 cu grupul mai numeroase de, de oameni. I, I jeżeli w Polsce biorę udział w demonstracjach, a ostatnio zdarza się do, dosyć często, zawsze czuję pewien rodzaj dyskomfortu. și chiar dacă în ultimul timp fac adică particip la mai multe demonstrații în Polonia, totdeauna simt un fel de disconfort. Myślę, że więcej zrobię dla świata pisząc książki niż występując na wiecach. Așadar, cred că fac mai mult bine pentru omenire scriind cărți decât participând la demonstrații și la manifestări politice. La noi ar fi cam trist să fii membru al Partidului Verde, nu? <laughs> După experiența pe care o avem noi. E o întrebare, nu vi se Partidul pare... Nazist al Legionarilor da. de pe vremuri, da. Nu vi se pare și o întrebare pe care o adresez amândurora, că Occidentul se îndepărtează de Occident prin dezgroparea ideologiei marxiste și promovarea așa zisului nou marxist în mediile universitare? Tu ai și scris, Mincea, de vreo câteva ori despre lucrul ăsta? Olga, ce se întâmplă în universitățile din Polonia? Ok. Să, să repet. Dacă Occidentul nu se îndepărtează chiar de Occident, prin faptul că dezgroapă ideologia marxistă și, o promo și promovează noul neomarxismul în universitățile din Occident. Znaczy, myślę, tak jak to rozumiem, jak zrozumiałam pytanie, myślę, że Zachód nie oddala się samego, sam od siebie, ponieważ jakby istotą Zachodu jest to, że ta kultura, ta cywilizacja nieustannie stawia pytania, nawet najdziwniejsze, i próbuje na nie sensownie odpowiadać. Tak, a menceles bin to tuż tuż de parerek. Ee, Occidentul nie cred że se îndepărtează de la el ponieważ pentru că trasatura occidentului este aceea de a pune întrebări, de a avea eziteri, de a ezita și de a, da a i și da da dintre cele mai chiar. Pytanie, pytania postawione przez Marksa z pewnością mogą być kontrowersyjne dla wielu ludzi, ale nie są głupimi pytaniami. Întrebările puse de Marx cu siguranță pot fi controversate pentru multe persoane, dar asta nu înseamnă că sunt întrebări proaste. Cum e în universitățile românești, Mircea? Ești profesor? De la început eu trebuie să spun că detest toate extremismele. Atâta vreme cât orice ideologie merge către extreme... Și disprețuiește omul real, omul de pe stradă, omul care uh, are dreptul la fericire, exact cum spuneam. Eu am un mare dispreț pentru aceste ideologii. Fără îndoială că există un spațiu al discuției, un spațiu al dialogului. Eu sunt un om al dialogului. Uh, nu mă consider niciun om de dreapta, niciun om de stânga. Mă consider un om care. Poate prelua eclectic valori de dreapta și valori de stânga în felul în care eu cred că ele nu dăunează. Cum spuneau clasicii primul primum non nocere, în primul rând să nu faci rău. Eu am crezut întotdeauna în liberalismul european, în liberalismul care așează în centru omul, în umanism, și uh, nu am fost niciodată atras decât intelectual. Am, am citit în, în zonele respective, dar nu m-am simțit atras de ideologii. Nu m-am simțit niciodată atras de ele. Deci nu mă, nu mă definesc ideologic decât ca un intelectual umanist obișnuit, ca să spun așa, un om de centru. E un microfon în sală. Haideți să încercăm și experimentul acesta, să puneți direct întrebări scurte, vă rog, ca să poate să, să fie cât mai mulți oameni care pun întrebări. Eu mai am câteva întrebări pregătite, dar haideți să facem și un dialog cu sala dacă Mircea a propus ideea asta. O întrebare. Cine vrea să pună o întrebare? O mână sus? Uite. Și un domn aici, întâi, ca să o luăm. Fi Ladies first. Adevărat. Dacă ar fi să trăiți într-un poem, care ar fi acela și de ce? Mm -hmm. Mircea. Până traduce în polonă, Olga, îi trebuie rog să, să alegi poemul în care vrei să trăiești. Când eram uh, foarte tineri poeți și făceam parte dintr-un faimos grup literar din grupul Cenaclului de Luni, prietenii mei și cu mine aveam acest ideal, fiecare voia să trăiască în poemele celuilalt. Așa încât la un moment dat să un fel de uh, perpetuum mobile. Eu aș fi vrut să trăiesc în poemele lui Traian Tecoșovei, acesta în poemele lui Florin Iaru, Florin Iaru în poemele lui Nino Stratan și Stratan în poemele mele. Deci, alcătuiam această, această roată și asta o făceam din iubirea extraordinară pe care o aveam și admirația pe care o aveam pentru colegii noștri de generație. Dacă ar fi să-mi aleg un poem în care aș vrea să trăiesc și în care m-aș simți cu adevărat liber, într-un fel, ar fi foarte multe, dar. Hai să fiu uh, clasic de data aceasta, să mă gândesc la un poem de Eminescu, pentru că suntem uh, o nație foarte îndatorată a acestui om, uh, care a creat uh, nu doar limbajul poetic românesc, ci și, într-un fel, ne-a scos din uh, anonimat. Uh, aș vrea să trăiesc în cel mai mare poem al lui Eminescu care nu cred eu că este uh, ci uh, panorama sa propria de deșertăciunilor, Memento Mori. Acolo aș vrea să trăiesc. Olga, ai un poem preferat? Mai ales că ți-e face foarte mult poezia, așa cum ai spus. Najpierw pierwsza wersja odpowiedzi przyszła mi do głowy, że nie chcę żyć vreau poezji, wolę w prozie. Primów gândiam a wonita na minha jest que nie w să trójską poezję. Masz rezymotła un roman. Claro. Ale potem, jak, po, jak powiedziałeś, że chcesz nawiązać do klasyki, to przyszedł przyszły mi na myśl metamorfozy Ovidiusa. Czasami da. mam dość bycia człowiekiem i chyba chciałabym tam mieszkać. Darfin, kiedy reportała klasy, a miar replacia metamorfozy ovidiu. Uneori îmi este, adică am. Îmi ajunge să fiu de, deja om și vreau să fiu și altceva. O altă întrebare. Indeptănie. Mâine seară va fi aici, pe scena naționalului, Gao Xinjiang, invitatul, invitatul chinez care în volumul s-a apărut la editura Muzeilor Literare, Literatură și Libertate, cu acest titlu, și în conferința de presă de astăzi, de la ora 12, aici în foaierul teatrului, a insistat asupra nevoii, îl citez acum, de întoarcere a literaturii la om, e formularea lui, întoarcerea literaturii la om vrând să spună că e nevoie de o reacție și împotriva ideologiilor politice, literatura să nu fie anexă a ideologiilor politice, dar și împotriva ideologiilor literare, de ordinul esteticului și așa mai departe. Întoarcere la om, cum formularea de nou a lui, la omul slab și real. Sentimente, emoții, impasuri existențiale din nou sintagma lui. Întrebare. Ce mărești despre asta? W jakim sensie zgadzam się z takim twierdzeniem, ale ono jest też bardzo ogólne i można różnie je rozumieć. Pentru anume fel sunt de acord cu ce spune domnul, dar este prea generală afirmația. <gână> Ja bym powiedziała, że literatura musi wyjść poza człowieka trochę. To taki temat, który jest dla mnie bardzo ważny. To, są, to jest nasz stosunek do, do świata natury, do zwierząt przede wszystkim. Jest to temat, który mnie ma bardzo relacja, która się stanie, jest dinkolo, omul ku natura, omul ku cie, a cielem Wciąż brakuje mi takiej powieści, takiej książki, w którym człowiek jakby miał miejsce w tym całym porządku natury, ale nie nadrzędne, tylko dużo bardziej skromne. E, ten żeszk duple o asfeldekarte, Descartes, care e, lokul omului, no jeste da supra naturi, czy jeste un lok e, egal ku Cel al naturi, ale, e, 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 co ja natura. Brakuje mi powieści w takiej, w której zwierzęta by do nas mówiły o swoim cierpieniu, o swoich niekończących się właściwie obozach koncentracyjnych, w których tkwią. Um, o takich rzeczach, o których w ogóle zwykle nie myślimy. Jemipsește literatura, adică tinjesc după o de literatură în się se va despre suferințele animalelor, despre faptul că ele trăiesc într, într, într un continuu de concentrare continuu despre suferințele lor, despre care nici vorba să ne la care nici vorba să ne gândim de mai multe ori. Noi oameni. Mm -hmm. Czyli te ideologie, boiimă ne se cuvânt ideologie, ale przecież no, ideologia to inaczej światopogląd. E, e, Ne temem dczeskuwen ideologie, dar ideologia ensemne to tuż un punkt de vederea supra lii. Mhm. Chciałabym, żeby literatura jakby zajęła zupełnie nową perspektywę w tych czasach, które nadeszły i z którymi nie potrafiby sobie poradzić. Jaż w Raarte multka literatura se okupę un alt Lo Lumia czaste moderna karaweic i kukarę nune nuprenne deskkur Ky ne, ne unalta. I być może wtedy odkryje nam coś nowego o nas samych, czego jeszcze nie wiemy. Sipalta tunč, okupyn a čes okupint a čes loknou. Literatura vade skoperi vade skoperi innoi niż tezone, despecare nici nu banuim kajela existe. În România, Mircea, noi trebuie să spunem o liga, situația iarăși rezolvată. Avem un minisțiu al agriculturii, domnul Dăia, care are o relație cu animalele. Cu aia, în primul rând. la noi deja se scrie o mare literatură, avem un ministru care, al învățământului, care a pornit prin școli și tu poți să confirmi că, să spunem Olga, că de aici pornește, din România pornește literatura asta puternic ancorată în realitatea agricolă. O altă întrebare din sală. Păi, Păi dăm voie să răspund dacă tot te-ai la mine. Așa nu e vorba de daia și de oaia și așa mai departe. Vreau să răspund la precedenta întrebare. <gântu -i> <gântu -i> Pentru că vorba altui clasic în viață sunt greșeli bune și erori proaste, nu? Așa. În privința întoarcerii la om. Sigur, eu Respect această părere, e vorba de părerea unui uh, laureat Nobel, uh, însă eu cred că uh, această părere, dacă ea nu este desprinsă dintr-un context mai, mai uh, complex uh, și mai nuanțat, uh, reprezintă vechea uh, confuzie dintre etic și estetic. Despre care ni s-a vorbit la școală tot timpul și așa mai departe. Eu încerc să mă gândesc la vreun autor care s-a depărtat vreodată de om. Și nu am niciun exemplu, nu văd pe nimeni dintre mari scriitori ai lumii care s-au depărtat vreodată de om. Nu cred că e vorba de așa ceva. Luăm cele mai extreme experiențe literare. Cea mai extremă dintre toate este Finnegan's Wake, al lui, a lui Joyce. Este, este Finnegan's Wake o piesă literară care nu spune ceva despre om? Eu aș spune că, din potrivă, este o operă de geniu. Uh, Finnegan's Wake ne arată nu numai cine este omul obișnuit, omul care trăiește în lumea comună, în lumea cea comună, cum spunea Eminescu, ci și cine este omul în cele opt ore de somn, fiecare dintre noi pierde în viață opt ore de somn în fiecare zi. Joyce ne spune că omul nu pierde aceste ore, că omul se definește prin ele. Se definește prin somn și prin vis și prin uh, balbuția aceea genială a visului pe care o avem cu toții în, în timp ce, ce dormim, se definește cel puțin la fel de bine ca și în lumea reală. Să luăm dadaiștii. Nu spuneau dadaiștii de ceva despre om? S-au depărtat ei vreodată despre om, de, de om? Fiecare uh, paralogism pe care uh, Tristan Țara și colegii săi îl făceau arătau o fațetă a omului absurd. Uh, arătau că omul nu este numai ființa rațională, minunată, clasică, ci care și momente de nebunie și de absurd. De aceea eu nu cred în această fractură între etic și estetic. Cred că cred mai degrabă că aveau dreptate anticii, Platon, care scria despre Socrate, și care foloseau termenul fundamental de kalokagathon. cagaton însemna esențial că adevărul, binele și frumosul sunt unul și același lucru că nu poate fi un lucru adevărat dacă nu e și bun și frumos. Că nu poate fi un lucru frumos dacă nu e și bun și adevărat. Deci, prin urmare, orice operă literară validă, bună, pozitivă, este și etică, după părerea mea. Singurele opere neetice sunt operele proaste. Scrierile proaste nu sunt etice, pentru că ele aduc mizeria morală, chiciul, ruminarea fără sens. Mulțumesc și îmi prezint scuze anticipat că era să te întrerup apropo de ministru. Așa, da, 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 anticipat. O altă întrebare. Vi, vi, viitorul pe care îl trăim azi, acum este mai bun decât cel pe care îl vom avea, nu? Așa. Sunt clasici în viață. Sunt convins. Sunt absolut convins. Așa este. Sigur, absolut. Întrebare din sală, dacă... Aș avea o întrebare pentru Olga Tocarciuc. Ea spune că are mereu cititorul în minte atunci când scrie. Care a fost nevoia profundă care a stat la baza romanului Rătăcitorii și ce a vrut să transmită? Apropos, găsiți aceasta carte la ieșire a apărut recent la editura Art și e o șansă să luați un autograf. Myślę, że miałam na myśli takich ludzi jakich jakim do mnie podobnych którzy są w nieustannym ruchu, w podróży. Kiedyką am avut în vedere asemenea oameni, asemenea mie, care sunt mereu în călătorie. Którzy nie potrafią nic zrobić ze swoim zdziwieniem, którzy też w tym chaosie podróżnym, chaosie sensów i znaków szukają jakiegoś porządku, którzy się boją katastrofy lotniczej i e, tęsknią do ukochanych. care se tem de acele posibile catastrofe aviatice și se gândesc la cei dragi. Czyli właściwie zwyczajnych takich ludzi, którzy doświadczają świata tak jak ja. La oameni obișnuiți care se confruntă cu aceleași probleme ca și mine. Bo zawsze sobie wyobrażam, że czytelnik jest do mnie podobny. De aceea îmi imaginez că cititorul este asemenea mie. Olga, cât de mult rescrii din paginile pe care înainte a publicat, cât de mult revia supra textului tău. Um, mam takie stany natchnienia, kiedy wychodzi tekst prawie gotowy i jest dobry. Mam anumite stąd de, să zic, de revelacje, w które produk Textul care mi se pare który de la dobry I mam takie poczucie też niemocy, kiedy męczę się nad każdym zdaniem i dobieram każde słowo. Alte datę am un sentiment de neputince, że de kin da dreptul, in care deci sentimentu kant ma cuvânt și trebuie și Na szczęście mam też męża, który jest moim redaktorem. Slawa domnului, am și socul który mi este, și redaktorul. Jest tutaj gdzieś. O mână susă, am, <laughs> aici în sală. Să On jest bardzo uważnym czytelnikiem i zwraca, zwraca jest, mi uwagę na, na to, co źle zrobiłam, poprawia też bardzo jest często. Jest un czytitor foarte atent și um, atraga atencja și am prost. Ale na pewno, wiesz, dzisiaj w przypisaniu na komputerze, kiedy można szybko zrobić delete i, coś i komputer pokazuje ci błędy gramatyczne, to, to nie jest jakaś męka to poprawianie. Da konfigurancja z ilu na nasze, kiedy komputeru, kiedy przez simplu delete postrzegie, co ja skrys prost, są u cie gramatikale sąd natura. nu este, chinul nu este chiar așa de mare. Nu te întreb dacă lucrezi pe text, că am văzut cum e scris Olenoid, dar te întreb, este Ioana, soția ta, primul cititor? Știu că scrieți spate la spate, nu vă citiți în timpul scrierii, niciuna dintre voi nu citiți niciunul celuilalt decât la final. Exact cum spune Olga, și Ioana și cu mine suntem oameni foarte simpli în primul rând, suntem oameni care nu se percep unul pe altul ca scriitori, ci ca oameni obișnuiți, ca un cuplu obișnuit, care are în plus această mică problemă. Nu, rog, o rezolvați întotdeauna și din când în când public. Da, o rezolvăm prin, prin faptul că ne ajutăm unul pe altul. Așa cum se ajută orice uh, oameni dintr-un cuplu normal, aș spune eu. Uh, când uh, nevoile celuilalt le percep ca fiind mai importante decât ale mele, atunci e un cuplu normal, zic eu. Uh, Ioana nu îmi face uh, corectură, dar uh, citește cu mare atenție tot ce scriu eu. Este prima mea cititoare și îi datorez foarte mult. Uh, și firește, când ea termină o carte, cui să o dea dacă nu mie? Așa încât eu cred că e o relație absolut firească între doi oameni care scriu. Virginia Woolf termina o carte și o dădea lui Leonard, imediat. El era primul, lui, primul ei și critic, și editor, și, uh, și uh, uh, cum să spun, chiar și uh, vânzător, pentru că ei își vindeau singuri cărțile. E absolut normal. Încă o întrebare, dacă aveți, ne îndreptăm spre finalul discuției. Uite aici o mână, o mână ridicată. Mulțumesc. Literatura poloneză este diferită de cea românească? Ce teme abordează? <laughs> dacă literatura română e diferită de cea, literatura poloneză de cea românească, hai să simplific puțin întrebarea și să te întreb, Olga, există și revin la întrebarea asta, se întâmplă ceva nou, simți că se întâmplă ceva nou în literatura polonă, vine un val care diferă de generația ta, lui Andrei Stasiuc, că sunt cât, de, cât, de, altfel sunt oamenii ăștia tineri care fac literatură. Și apoi am să le întreb și pe Mircea dacă simte același lucru în generația care îi urmează. Mm -hmm. Mm -hmm. Po pierwsze, nie mam takiej wiedzy, żeby Porównać te dwie duże literatury. Ale kiedy na przykład znajduje się gdzieś na jakimś festiwalu literackim w Meksyku, powiedzmy, czy w Bangkoku, to lubię używać takiego określenia literatura środkowoeuropejska. când mă aflu la tot felul de festivaluri literare, fie, fie în, Bangkok, Bangkok sau în alte parte, îmi place să folosesc o sintagmă comună într-un fel țărilor noastre, anume literatura Europei Centrale. To jest temat eseju, który chciałabym napisać o takich wyróżnikach śro literatury środkowo-europejskiej, bo z pewnością taki fenomen istnieje. Jeśli aż w reafar temułce skrył un esej o despracjaz fenomen al literatury europej centralnej, ponieważ jestem konwincja, że unasfel de fenomen existe. Jesteśmy inni niż anglosasi. Jesteśmy inni niż Francuzi, na przykład i cała, te, cały ten krąg frankofoński. din I y, y, jasne, że tutaj nie ma czasu, żeby jakby się rozwodzić nad tym tematem, ale jest kilka takich rzeczy bardzo y, szczeg szczególnych i wspólnych dla tych literatur, i nie wiem, co na to Mirczap powie. Z pewnością nie mamy czasu, aby dyskutować w detalii, ale sądzę, że istnieje kilka wspólnych znaczeń, że tak powiem, dla naszej I jestem bardzo ciekawa, żeby usłyszeć opinię Mircea na această kwestię. Na przykład taką wspólną rzeczą, takim wyznacznikiem jest to, że nie ufamy rzeczywistości tak, jak ufają rzeczywistości i takiemu common sense anglosasi. De exemplu, dupo parere mia, un lucro common pentru noi jest faktul, ke nu avem aty de mare kredere in realitate, cum o au de pildă. U nas wszystko jest płynne, przechodzi jedno w drugie, język zmienia znaczenie sytuacji. Dla noi totul jest fluent. Un lucro trece na altu, limba jest Plina de sensur, de subtiliteć, de subsensur, de cum wrete są o numiți. To jest pozytywna rzecz. Negatywną rzeczą jest na przykład, że literatura środkowa europejska nie lubi kobiet. Jest to un hmm. lucro pozitiv, dopo parerea negatyw, a gasesc si un lucru negativ, anume faptul, literatura central literatura central europeana nu prea iubeśte femeile. Po pierwsze, mało jest autorek takich docenionych rzeczywiście kobiet, a po drugie, brakuje mi bardzo silnych, wyrazistych, jasnych kobiecych postaci w tej literaturze. W pierwszym primo, nie są la devarata lor valuare scrituarele, które um, istes i które um, lucrează, i które arfi trebuică fie promovate mai bine. Pe de parte în lipsesc în literatura deja existentă personaje feminine foarte adică puternice care au propria părere care spun într adevăr ceva cu voce tare. E, żeby nie mnożyć już tych punktów, to powiem jeszcze o trzecim, że literatura środkowa europejska ma też bardzo silne ego, ten, ten głos narratora, ja, ca se nu multiplică aceste puncte de vedere și aceste păreri. Spun doar atâta. Un al treilea lucru important mi se pare faptul că egoul literaturii central-europene este foarte puternic. Adică acest eu sau eu, cum se mai zice, este foarte puternic. Ale myślę, że ci z państwa, z państwa, którzy nie wiem pracują na uniwersytetach, to jest fajny w ogóle temat, żeby spróbować stworzyć ramy. Czym literatura środkowa europejska różni się od innych literatur na świecie? Mnie to fascynuje i cały czas szukam tych swoich punktów. Da, mi się parę, że o bardzo utile, i plekuta, na cielesz tym się importanta, pentru cei care de pildă lucrează la universităț, atât noi cât și la dumneavoastră. să încercăm să răspundem la aceste, care sunt aceste paradigme comune ale literaturii central-europene. Pe mine mă fascinează, personal mă fascinează această problemă și mereu sunt în căutarea răspunsului. La Timișoara a existat și există în continuare grupul A3 Europa, care chiar cu literatura central și este europeană s-a ocupat și se ocupă Urmează să apară cât de curând la Polirom, un dicționar ce sare de 1000 de pagini despre scriitorii și literaturile din Europa Centrală și de Est, în care, Olga, ești cu multe pagini. O știu de la Adriana Babes de la Cornel Ungureanu, care se ocupă de, de acest grup, e pe final. Dar, Mircea, hai să îi dăm, să satisfacem curiozitatea Olgăi și să spui: cum vezi tu, există. Diferențe atât de puternice între literatura occidentală și literatura Europei centrale și de răsărit? Da, eu ciudat nu, nu am asociat foarte puternic literatura poloneză cu literatura centrală europeană. Pentru că, pentru mine, acest, această ultimă literatură este literatura austriacă, este literatura cacaniei din anii 30 și 40. Adică, eu când mă gândesc la literatura centrală europeană. Mă gândesc într-adevăr la această literatură puternic marcată de Freud, de psihanaliză, de adâncurile uh, ființei omenești, așa cum le găsim la Kafka, cum le găsim la Doderer, cum le găsim la Muzil, cum le găsim la, uh, știu eu, uh, Caneti și așa mai departe. Aceștia mi se par mie mari scriitorii uh, ai Europei centrale. Firește cu dezvoltările ulterioare ale acestor autori, ca Danilo Chiș sau scritorii maghiari de astăzi. Știu eu, Peter Nadas, de pildă. Da, sigur că da, așa. Iar literatura poloneză eu am perceput-o întotdeauna poate greșit în mod sigur greșit, mai apropiată de literatura germană, adică de literatura, pe de-o parte, mai la vest, mai la vest decât cea centrală europeană, dar și cu această diferență a clișeului sufletului slav, care schimbă, schimbă într-adevăr într liniile. Eu nu-l nu, nu percep nici, nici, nici literatura Olgăi și nici literatura lui Stasiuc, de pildă, pe care o știu mai bine, nu, nu prea o percep ca având puternice legături cu uh, nucleul dur al, uh, al Europei centrale. Mie mi se pare o literatură uh, foarte personală și foarte bine definită, într-un fel, această literatură. Poloneză, fără să fiu un specialist și fără să cunosc prea bine, prea bine lucrurile. În ceea ce mă privește, eu am, am, mă, mă consider un fel de apatrid în literatură, uh, nu în sensul că nu uh, aș fi un autor român, ci în sensul că nu cred că mă potrivesc în aceste uh, taxonomii uh, ale Europei uh, tripartite, vestică, centrală și estică. La un moment dat, mi-aduc aminte foarte bine și am și scris undeva, una dintre primele mele lecturi din Germania era, nu știu, într-un teatru aproape gol. Veniseră și femeile de serviciu ca să îngroașe puțin numărul spectatorilor și prezentatorul era un, un german. Care a spus Mircea Cărtărescu este un reprezentant al literaturii este europene. Și eu atunci am simțit nevoia să-l corectez, așa din orgoliu, pentru că nu era nimeni în sală de fapt. Și am spus, știți, eu nu mă consider un scriitor este european. La care el spune, pardon, îmi cer scuze, sud este european. <laughs> uh, nu știu, eu. Nu, 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 prea accept granițe culturale, adică mie mi se pare că influențele sunt mai importante decât zona în care trăiești. Eu nu citesc numai literatură română sau numai literatură estică. Eu citesc în primul rând literatura americană. Citesc în primul rând literatură, știu eu, franceză, britanică, olandeză și am influențe nu numai din literatura de astăzi, ci din literatura din toate timpurile. Nu așez în biblioteca mea cărțile după zona din care provin scriitorii sau după știu eu, sau cronologic. La mine stau amestecați cu toții, adică poate să stea, știu eu, camus lângă xenofon sau mai știu eu, sau mai știu eu cine. Așa încât nu am aceste fidelități față de zona culturală, zona geografică în care trăiesc. Dar aș vrea foarte mult să, să, pot să spun cu mândrie, cum spune Olga, și mi-a plăcut foarte mult cum spune, da, aparțin unui tip special de literatură europeană, care este literatura centrală europeană. Mi-ar place foarte mult, însă nu mi-am găsit locul deocamdată. Uh -huh. o, eu dată. Mircea, ja myślę, Mircea, że to nie jest kwestia wyboru, tylko kwestia jakby wrażliwości, w której wyrastaliśmy. Nie no, uważam, Mirce, że jest to y, no nie jest problem alegerii, czy jest to problem pewnej sensibilitecji, w jakiej byłem, w jakiej byłem, w jakiej byłem, w jakiej Po prostu nasiąkamy jak gąbki czymś, co niekoniecznie nam się podoba. Suntem uneori ca un burete care absorbe nu neapărat ceea ce îi place. Myślę, że bardzo ważne w tej kategorii jest doświadczenie na przykład i cred, și, da, și cred că foarte important în această parte a Europei a noastră, în a noastră parte a Europei, este faptul că am avut această experiență a totali, totalitarismului. Z pewnością Amos Os, ani Kazuo i Shiguro nie mają tego doświadczenia. Myślę też, że niezwykle ważnym wyróżnikiem tej, tego coś, tej wrażliwości środkowo-europejskiej jest obecność żywiołu kultury żydowskiej. jest bardzo um, warte importancji forte puternik, alela częstej sensibilibilitecji e, central Europy jest to faktoru l kultury Ja to widzę trochę tak metamary, metaforycznie, że jak rośliny wyrastamy na takim pewnym podglebiu i m, jasne, że możemy zakwitnąć jak chcemy, ale jednak jest coś takiego, co, co od początku no, nas kształtuje. Da, e, a Szało o, o O viziune că asemenea, asemenea plantelor putem înflori așa cum dorim, dar totuși suntem crescuți într-un într anumit sol și solul acesta era fertilizat cu, cu anumite substanțe, nu cu alte substanțe. I na tym bardzo dumna, że wyrósł taki Mircea Carterescu. O, oh, un compliment puternic. Și <laughs> sunt foarte mândră că în acest sol românesc a crescut o floare atât de frumoasă, nu prea merge în română, o floare atât de frumoasă precum Mircea Cărtărescu. Mă scuzați! Adică mă scuzați că pe moment n-am găsit o, o, o o, as, o asemănare între, între, genuri mai potrivită. Copac. Un copac atât de puternic precum Micea Cătărescu, hai să zicem, da, mulțumesc Una. pentru un bonsai. Suflarea răspunsului. e și gură, nu? Terminăm în zâmbet. Vă mulțumesc tare mult, Olga Tocarciuc. Mulțumesc, Mircea Cărtărescu. Mulțumesc, A fost un public minunat. Simt așa sensibilitatea și bucuria cu care ați stat aici. Da, 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 da. E minunat să vezi oameni care stau să asculte doi scriitori. Important însă să-i și citiți. Sunt cărțile lor la ieșire. Dacă nu i-aș citi, dacă nu le aveți, e un prilej absolut extraordinar să le procurați, mai mult decât atât, nu știu dacă astă seară, că orele sunt cam târziu, noi suntem flori de noapte, apropo de flori, dar le puteți lua un autograf, vă puteți împrieteni și cu Olga și cu Mircea. Am să-i dau olga ultimul cuvânt, așa am început, așa și terminăm. Słuchaliście mnie Państwo dzięki pracy Radki i Eleny jako tłumaczek. Vă bardzo, dziewczyny. Ați ascultat uh, interviul de astă seară uh, datorită celor două doamne care traduc, doamna uh, Radca și Elena. Mulțumim, Olga! El. Considerați că am băut cu toții aceste pahare de vin și că ne-am bucurat să fim împreună alături de doi mari scriitori. Este a doua zi de filit, mâine continuăm, poi mâine continuăm, Abia duminică, Dumnezeu, mai sunt trei zile în care vă puteți întâlni cu scritori importanți din străinătate, din România, cu oameni tineri, vă puteți întâlni cu poeți care sunt absolut formidabili. Sunt bucuros că sunt la Iași, sunt bucuros că sunt un oraș absolut senzațional și vă mulțumesc pentru atenție. Ce o să ne facem... Uh... Nu știu ce o să ne facem noi dacă invitatul de mâine o să vrea o sticlă de vin de cotnari, alb, sec. Robert Șerban, o să te sunăm. Felicitări pentru această seară. Doamnelor și domnilor, în două minute vă voi spune cine a făcut ca Filit ediția 5 -a să fie posibilă. E normal să facem o reverență celor care au venit cu bani și cu susținere pentru acest festival. Înainte de asta, pentru că tot am vorbit de naturalist și oi, a fost o seară excelentă, un prieten îmi spunea azi noapte, sunteți o insulă de normalitate acolo la Iași, la Filit. Am spus e o idee minunată de spici, dar după aia mi-am dat seama că insulă, în ziua de azi, nu e bine să fie în România, așa că nu suntem nicio insulă, suntem deal, podiș, nu avem apă pe aici, suntem bine așa cum suntem. Mulțumim foarte mult! Filii 2017, un eveniment finanțat de Consiliul Județean Iași prin Muzeul Național la Literaturii Române din Iași, desfășurat sub un altul patronaj al Comisiei Europene. O să citesc foarte repede, oamenii aceștia merită aplauzele dumneavoastră. Cu sprijinul primăriei municipiului Iași, a Inspectoratului Școlar Județean Iași, Asociația Patrimoniu pentru Comunitate. Partener principal, CEZ Vânzare, SCC, Cotnari, iată, suntem salvați, Cultura Zâmbește by Lace. Parteneri ale Cart Clubul Logos, Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi, Palatul Copiilor, Aqua Carpatica, Iulius Smile, Mob Expert, Casa Auto, Cărturești, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaș, Palas Moli, Institutul Cervantes, Ambasada Olandei în România, de Delegația General Valonii Brusel Bucarest, Norla, Institutul Cultural Român, Institutul Francez Iaș, Centrul Cultural German Iaș, Filarmonica Moldova din Iaș, Memorialul Ipotești, Casa de Cultură Mihai Ursachi, Biblioteca Centrală Universitară Iaș, editurile parte. Polirom, Humanitas, Litera, Art, Artur, Paladin, Univers, Nemira, Grupul Editorial AL. Partener Media, Scena Nouă, Curirea Internațională, RFI, Radio România Cultural, Bucaholic, Semne Bune, Sub 25, Festivalier, localurile partenere și ele foarte importante, Acaju, Meru, Fica, Minion, Yasiro, Teatu Fix, Cafeneaua noastră, Bizon, Cuib, Teos Cafe, Phoenix, Cafeneaua Veche, Dopopoc, Cotratoria, Retro Cafe, Treaz și Nu, foarte interesant, și Trampeț. Merit aplauzele dumneavoastră. Ne vedem mâine seară. Mulțumim încă o dată Olga Tocarciuc, Mircea Cărtărescu și Robert Șerban. De rog să observați că nu s-a băut apă deloc, deloc, deloc. Nimeni n <laughs> a pus pe Mulțumim foarte mult. O seară bună în continuare. Autografe în foaierul Teatrului Național. So you gorgeous. are gorgeous you are gorgeous